Guvernul de la Budapest a decis să extindă la granița cu România gardul pe care l-a construit la frontieră cu Serbia pentru a face față unei eventuale schimbări a rutei folosite de migranți, a declarat ieri, 15 septembrie, ministrul de externe ungar Péter Szijjártó, transmit agențiile de presă. Am luat decizia de a începe lucrările pregătitoare pentru construirea unui gard, începând de la granița ungaro-sârbă-română, pe o lungime rezonabilă, a spus șeful diplomației ungare într-o conferință de presă. Szijjártó a precizat că măsura este necesară întrucât traficanții de persoane care acționează de-a lungul graniței cu Serbia își modifică ruta către granița cu România și este probabil ca presiunea migraționistă să se mute în direcția României. Guvernul Ungariei a alocat 22,2 miliarde de forinți pentru construirea unui controversat gard metalic la frontiera cu Serbia pe o distanță de 175 de kilometri și pentru centre speciale necesare cazării imigranților. Inițiativa gardului este criticată de Uniunea Europeană și de Serbia. În cursul anului 2015, în Ungaria au pătruns peste 200.000 de imigranți extracomunitari.